Un somn liniștit și odihnitor ne dorim cu toții pentru copii. Însă, uneori, somnul este tulburat de coșmaruri. L-am invitat pe psihiatrul pediatru Cristian Pușcaș să ne explice, în primul rând, ce sunt coșmarurile. Coșmarurile sunt niște vise neplăcute, cu impact emoțional negativ asupra subiectului. Pot să apare acest impact instantaneu prin trezirea copilului sau poate să apare doar ca și o amintire dimineața la trezire, din cursul nopții. Întotdeauna este un impact negativ, totdeauna creează o stare de disconfort, o stare de anxietate, frică, dar cu diferite intensități. Poate vă întrebați cum ar trebui să intervenim noi, părinții, pentru a diminua cât mai mult din efectele pe care un coșmar le poate avea asupra copilului. Coșmarul fiind ceva irațional, ceva ficțional, cel mai important este să readucem copilul în realitate, să-l ajutăm să conștientizeze că acele imagini trăite în coșmar nu sunt reale, că sunt doar în imaginarul lui și putem să-i explicăm că nu sunt motive de a trăi aceste sentimente de frică, dar cel mai important este să fim lângă copilul care are coșmaruri, chiar și noaptea dacă se trezește sau dimineața următoare când putem discuta despre aceste imagini. Cum ar trebui să procedăm în momentul apariției coșmarului? Trezim copilul sau îl lăsăm să doarmă? Povestim cu el pe moment sau așteptăm dimineața? Dacă a avut un impact semnificativ acest coșmar asupra copilului, atunci va aborda el subiectul, va veni la părinte, va încerca să vorbească despre aceste frici create de coșmar. Dacă nu este o inițiativă din partea lui, dar observăm că se trezește, că plânge noaptea, putem să povestim într-un mod natural despre cum doarme, dacă visează ceva, cum îl afectează aceste vise. Cel mai important este să fim deschiși și să încercăm să-l ascultăm. Când este momentul să ne adresăm unui specialist? Momentul oportun ar fi atunci când aceste coșmaruri, aceste vise devin deranjante. Deranjante în sensul că apar atât de frecvent, apar de o intensitate mare, încât afectează calitatea somnului, afectează calitatea vieții a copilului, sau un moment major ar fi când copilul deja refuză să adormă, refuză să viseze, refuză să se pună în pat, deoarece este frică de somn, este frică de vise, de coșmaruri. Unde se poate ajunge dacă ignorăm coșmarurile, ne spune psihiatrul. Ceea ce se poate întâmpla ca și consecința a coșmarurilor este afectarea calității somnului și dacă nu are copilul un somn calitativ odihnitor, atunci este afectată viața de zi cu zi, este mai somnolent, este mai adormit, mai obosit în timpul zilei, scade din randamentul lui, respectiv poate să se intensifice o frică față de somn, față de noapte, față de vise, care poate duce la un comportament evitant, nu mai vrea să se culce, nu mai vrea să doarmă, ceea ce duce la insomnie și duce la afectarea calității vieții din timpul zilei. Ca pentru fiecare problemă care poate să apară, avem și soluții. Fiind vorba despre copii mai mici, până la 7-10 ani, preponderent, când apar coșmarurile și când aceste coșmaruri sunt deranjante, putem să intrăm în aceste joculețe, putem să intrăm în lumea lor din basme și putem să găsim anumite personaje care se luptă împotriva acestor coșmaruri, care vor învinge aceste personaje din coșmaruri. Poate fi o jucărioară, poate fi un personaj imaginar care este lângă copil și care îl ajută. Sper că de ajutor v-au fost și vouă aceste informații. Dacă aveți întrebări, mi le puteți trimite pe alexandra@mamatv.ro.